Bună ziua, dragi elevi! Astăzi vom face cunoștință cu alte personaje din minunata lumea gramaticii, tinerele surori conjuncție. Salut! Noi suntem surorile conjuncție, patru persoane cu personalități distincte. Suntem surorile mai mari, dar avem și surori mai mici. Salut! Eu sunt conjuncția copulativă. Mi se spune cupidonul morfologiei, pentru că atunci când văd pe stradă două persoane triste, le logodesc. I-am logodit pe Mihai și pe Ioana, pe Rareș și pe Cristina, dar și pe alții. Bineînțeles, aceasta în timpul liber. Îmi puteți ține minte numele ușor, asociind primele două litere din numele meu cu personalitatea mea. Copulativ, conducător, coordonator, cap de familie. Așadar, am spirit de lider, de șef. Fiind coordonator de echipă, pot și să țip, și să lenevesc, și să meditez. Fiind șef, nici nu e nevoie să lucrez, nici să mă trezesc de vreme. Așadar, cuvintele care mă definesc sunt și, nici, precum și. Copulativ, coordonator. Salut, eu sunt conjuncția disjunctivă. Nu știu ce a gândit mama când mi-a pus numele. Dar îl puteți ține minte asociind primele două litere din nume cu termenul distras. Disjunctiv, distras. Mă cheamă așa pentru că sunt mereu distrasă de la teme de calculator, iar mama îmi spune mereu: ori înveți, ori te joci, scrii sau stai. Așadar, cuvintele care mă definesc sunt sau, ori, fie, disjunctiv, distras. Salut! Eu sunt a treia soră, conjuncția adversativă. Îmi puteți ține minte numele asociind primele litere cu termenul adversar. Adversativ, adversar. Sunt un adversar de temut. Fac opusul la ce faci tu. Tu ești trist, iar eu sunt bucuroasă. Tu ești vesel, însă eu sunt tristă. Așadar, cuvintele care mă definesc sunt dar, iar, însă, ci. Adversativ, adversar. A venit și rândul meu, conjuncția conclusivă. Numele se potrivește cu personalitatea mea. Eu trag mereu concluziile în urma ceea ce văd. Îmi puteți asocia numele cu termenul concluzie, conclusivă, concluzie. Voi spune, e întunecat, deci va ploua. Am întârziat, așadar trenul a plecat. Să recapitulăm. Așadar, noi surorile conjuncție suntem copulativă și nici, disjunctivă sau ori fie, adversativă, dar iar însă ci, conclusivă, deci așadar, porecle. Copulativ, adică conducător, disjunctiv, distras, adversativ, adversar, conclusiv, concluzie. După cum vedeți, și gramatica are o poveste frumoasă ce merită spusă. Pe curând!